Un consilier local a propus amenajarea de zone rezidențiale la Pașcani. Amendamentul a primit deja aprobarea Comisiei Economice și va fi dezbătut în ședința programată mâine, odată cu bugetul și lista de investiții pentru anul în curs. În apropierea sediului primăriei, Pașcani ar putea fi amenajat prima zonă rezidențială din municipiu. Nu cu vile, ci câteva blocuri anele și cu un bloc de locuințe sociale construit cu ajutorul financiar al elvețienilor. Consilierul liberal Marius Pintilie a propus ca această zonă să fie împrejmuită cu gard, iar terenul dintre ele să fie folosit pentru amenajarea de parcuri și locuri de joacă pentru copii. Accesul ar urma să se facă doar pe bază de cartelă, iar locatarii să răspundă de curățenie și întreținerea zonei. Ideea este de a crea o zonă de acces limitat, dedicată în special pentru locatari. În momentul în care vom avea și porți de acces atât pietonal cât și auto, se va crea o zonă intimă, o zonă, cum să vă spun eu, în care lucrurile se vor deteriora mai greu și sunt convins că cetățenii acestor blocuri se vor simți că sunt mai interesați de această zonă care le aparține și aici, după cum observați, se pot face delimitări stricte pentru zonele de parcare, iar fiecare metru pătrat de teren care rămâne să fie amenajat cu spațiu verde. Propunerea a primit avizul Comisiei Economice și urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local pentru a fi introdusă pe lista de investiții și bugetul anului 2014. Deocamdată nu se cunosc costurile de execuție, urmând să fie făcut mai întâi un studiu de fezabilitate. Inițiatorul spune că gardul din jurul primăriei poate fi folosit pentru împrejmuirea acestei zone, iar restul cheltuielilor să fie suportate de la bugetul local. Este relativ simplu, după cum vedeți, această zonă care înconjoară cele trei blocuri are deja două laturi îngrădite, latura dinspre primărie și latura dinspre finanțe, după cum observați. Ideea este să luăm gardul care este în fața primăriei și să găsim o utilitate mai bună, să-l așezăm aici, pe această latură, și să completăm, să întregim gardul dinspre partea dinspre Petrom. Marius Pintilie spune că astfel de zone rezidențiale sunt deja în mai multe țări europene. Proiectul de la Pașcani, dacă va fi realizat, ar urma să fie un model pentru implementarea unor proiecte similare. Este un exemplu luat din Occident, din țările dezvoltate. În Italia am văzut în mod deosebit. Propunerea consilierului PNL a stârnit deja interes în cadrul comisiilor de specialitate. Aleșii locali au fost interesați mai întâi de implicațiile financiare și juridice ale proiectului. Ideea este că aceste trei blocuri se pot îngrădi. Ele sunt îngrădite pe două laturi deja, cu gardul care e în cojoarul primăriei. Ar mai fi o bucată de gard care putem să-i găsim o reutilizare, cel din fața primăriei și completarea lui cu un gard în partea dinspre strada grădiniță. Aici se poate face acces auto, se pot amenaja niște parcări pentru rezidenți, se pot, nu știu, ca idee, crea niște alveole de gardeață. Sunt deja organizați cumva cetățenii de acolo. Se face accesul pietonal pe bază de interfon, se creează o zonă rezidențială, cum este în străinătate, și sperăm că, închizând cumva zona acolo, unul de parcările, siguranța cetățenilor va crește și lucrurile se vor face mai mult. Eu nu vreau decât să introducem pe lista de investiții pentru anul 2014 și să găsim bani pentru studiul de fezabilitate. Atât de bani. Ați găsit F1, F2 și celălalt? B01 Socia. Întrebați de reporterii noștri, locatarii de la blocurile ANL au păreri împărțite în legătură cu acest proiect. Unii spun că astfel de investiții ar fi utilă, alții cred că primăria ar trebui să se ocupe de alte probleme mult mai importante. Corect. E bine, de ce nu? Dar pentru că dacă are bună organizare, trebuie să fie. Că, și așa prea spații de copii, pentru copii joacă, nu prea văd aici. S-ar vedeți, menține altfel. Câteva locuri în alte orașe este mult mai zis. Aici ai piață, nici piața e grămădită, nu vedeți ce aici stă unul care are peste altul. Menține altfel curățenia, credeți că... Probabil, dar chiar copiii n-ar nu se juca. Copiii n-ar nu se juca aici. Eu observ în alte părți mai largi, mai...
o leacă-l, da, aici un copil, dacă trebuie să ai grijă, nu dă mașina peste el sau altele. Bun, cred că da. Adică și cu un loc pentru copii ar fi foarte ideal pentru cetățenii care stau în aceste locuri. Că ar fi protejat și copiii și n-ar intra nici animalele care sunt câini, care sunt atâția când sunt la noi în Pașcani, că unde îi întâlnim într-o zi, adună, a doua zi îi vedem înapoi, ca și cum i-ar semăna, cum ar veni. Cred că e o idee foarte bună pentru locatarii. Ar organiza altcumva proprietarii? Cred că și proprietarii ar fi interesat să menține curățenia în locurile astea pregătite și amenajate. Menționăm că mâine Consiliul Local se va întruni de la ora 10 pentru a aproba bugetele și listele de investiții pentru anul 2014.